Bună seara, doamne, domnișoarelor, domnilor. Condiții din ce în ce mai dure de viață, dacă vreți. Nebunia asta cu coronavirusul ne cuprinde, ne atacă din toate direcțiile și trebuie să știm cum să reacționăm. Medical avem niște așteptări. Igienic, iarăși, ar trebui să stăm destul de bine. Dar să vedem cum stăm cu business-ul, pentru că aici s-ar putea să avem niște probleme. Eu am zâmbet pe buze, dar să știți că nu e zâmbetul meu. Silviu Costea, președintele Camerei de Comerț și Industrie de la Brașov. Mulțumesc de invitație, bună ziua, să sperăm în emisiuni din ce în ce mai plăcute, nu ca aceasta să, care nu, este dar, un pic știți cum aș zice eu, să sperăm în emisiuni. Adică stați un pic. Dar uitați cât ne strângem câte mai puțin și ne urmăresc foarte mulți, nu e problemă. E adevărat, s-ar putea să ne crească numărul de telespectatori, având în vedere că oamenii vor să stea mai mult acasă. Dar, mă rog, putem pe tipicul ăsta românesc să mai facem câte o glumă, dar, din păcate, nu este de glumă deloc, pentru că sunt convins că economia va fi afectată destul de puternic de prezența acestui virus, care în România, ați văzut, sunt 17 cazuri sau 18, dintre care vreo 5 sunt deja vindecați. Adică, dar ce spune mediul de afaceri? Mediul de afaceri, ca un mediu de afaceri global, vedem că fiecare țară are interacțiune economică cu cealaltă. Faptul că o țară este afectată, cum este Italia sau China, bineînțeles că au afectat și relațiile comerciale dintre aceste două țări și restul țărilor, iar parteneri de afaceri, cel puțin în județul Brașov, avem și pentru China și pentru Italia. Relațiile comerciale, așa cum știm astăzi, nu sunt afectate, există, schimburile comerciale merg în continuare, partea de schimburi, virusul se transmite mai mult prin prezență fizică, nu prin colete sau mărfuri, dar cu siguranță producțiile viitoare vor avea de suferit, fie că sunt ele la nivel de alimente, fie că sunt la nivel de auto. Au apărut tot felul de chestiuni în spațiul ăsta public, dacă vreți chiar virtual, discuții ale unor oameni de afaceri, ale unor reprezentanți unor companii care s-au lovit de niște chestiuni la care nu s-au așteptat. De exemplu, apropo de ce spuneți dumneavoastră cu chinezii și italienii, hai să ne referim la chinezi. Chinezii, din cauza coronavirusului, au sistat în anumite zone producția sau au scăzut-o semnificativ. În acest fel, nu mai ajungeau comenzile către Europa în principal, dar și către Statele Unite ale Americii. Ce să vezi, dom'le, incredibil, companii din Statele Unite care până mai ieri produceau în China, s-au apucat să producă în Statele Unite, dar îți vând șurubul, și dau un exemplu, cu 3 lei în loc de 0,5. Și atunci apar tot felul de probleme la acest capitol și eu cred că economia mondială este mai virusată, cu ghilimele de rigoare, decât populația. Bineînțeles, cum spuneați despre un șurub. Orice șurub intervine în procesul de fabricație într-un produs mare. E posibil că acest șurub plimbat prin subansamblu să ajungă undeva la un produs final la care nici nu ne gândim astăzi că e din cauza șurubului respectiv, nu se mai poate produce. Și deși sunt în Europa, cel puțin, fabricile lucrează, foarte multe linii de fabricație lucrează, însă în momentul în care nu vor mai putea să lucreze, fie că nu neapărat din cauza coronavirusului, spun, din cauza faptului că nu mai au sub aceste subansamble. Deci restricția sau, să spunem, reducția producțiilor se va face nu numai datorită factorului uman, ci și datorită subansamblelor care nu le mai vin la timp pentru a continua procesul de fabricație. Pentru că atunci când ai un produs finit care te costă 10 lei și tu știai că șurubul te costă 0,5, iar acum trebuie să-l cumperi cu 3, cu siguranță a ieșit de pe piață, a ieșit din marja de profit, a ieșit din absolut orice. Ești pierdut ca și business și atunci, efectiv, tragi și tu frâna de mână. Nu mai produci, îți anunți clienții că e o perioadă dificilă, oamenii n-au ce să facă, trebuie să înțeleagă și așa mai departe. Angajații, foarte important, iarăși se discută mult în mediul ăsta online, între oameni de afaceri, ce facem cu angajații? Pentru că angajații, dincolo de toate, rămân resursa cea mai importantă. Putem să n-avem șuruburi, putem să n-avem subani. Dacă n-avem angajați, lucrurile iau o întorsătură grozavă. Ce facem cu angajații? Unii trimit acasă să lucreze de acasă? Ești vacanță forțată pentru copii? Unde e posibil să lucreze de acasă, este de preferat să lucreze de acasă. Însă sunt foarte multe sectoare
în care nu poți lucra de acasă, Brașovul nefiind, să spun, un vârf de lance în domeniul IT, unde poți să lucrezi part-time. Deci la noi suntem în continuare un oraș industrial, deci partea ceea ce facem noi într-o fabrică, asta contează. Da, pentru că nu poți să faci rulmenții online, dacă dăm un exemplu doar. Și atunci există o problemă, foarte multe firme, sau toate firmele în final au contracte, trebuie să livreze, încă nu a apărut un eveniment sau o forță majoră în care să-ți poată permite să asistezi producția, trebuie să-ți onorezi contractele și atunci oamenii trebuie să vină la muncă. La Brașov nu e cazul deocamdată de stat acasă, evităm cu toții contactul, ascultăm recomandările de la televizor, însă nu este așa de periculos, putem interveni în societate, la locul de producție, deci putem să ne facem serviciile, să zic. Da, ne împrietenim, era să zic un nume acum, dar am impresia că oricum avem pe cineva care continuu stă cu ochii pe noi și să nu cumva să adică ne contorizează greșelile și ne face plângeri la CNA în așa fel încât noi să nu mai greșim. Probabil că are grijă foarte mare de noi. Inclusiv la acte de cultură am primit câte o reclamație că am pomenit numele unei librării. Eu știu că mai bine pomenim numele unui spirit decât numele unei librării, că s-ar putea să ieși mai ieftin. Dar dincolo de toate ne obișnuim și cu măsurile astea de protecție personală. Pentru că între noi fie vorba, cu foarte mici excepții, adică am ajuns la Brașov să ne lăudăm cu un spital care a ieșit pe primul loc în nu știu ce clasament european la capitolul curățenie. Adică noi în spital. Deci ăsta nu e un lucru care să ne lăudăm, ăsta e un lucru care trebuie să fie normal. Fie normal, da. Și nu mai vorbim de spitale, vorbim de tot felul de instituții unde până de ună zi nu existau dezinfectanți, oamenii se spălau când și când pe mâini și așa mai departe. Igienică sau să pun la toaletele publice, nu găsim întotdeauna, așa că... E bine, dacă ai un leu s-ar putea să găsești că dai leu și îți dă hârtie. Dar dincolo de toate... Ăsta este un semnal de alarmă și mă întorc la partea pe care o discutam. Apropo de angajați, este și un lucru bun în asta. În toată nenorocirea asta, dacă vreți, este și un lucru bun. Faptul că oamenii încep să fie conștienți că spălatul pe mâini, igiena personală și alte lucruri banale, pe care le știm de la școală, da? Au căpătat alte valențe. Da, dar relațiile sociale au început să se răcească pentru că nu mai vine să dai mâna cu toată lumea, te duci să dai mâna cu cineva, parcă nu mai e așa prietenie. Erau reci de mult. Te mai împrieteneai, te mai îmbrățișai cu o cunoștință, cu cineva, ori la afaceri, datul mână, e un semn de încredere. Ori acum te duci să faci afaceri, parcă stai pe gândul. Dar n-ați văzut că acum se dă cu cotul cumva, așa, tot pe prietenie, dar dai așa un pic cu cotul dintr-o parte. Trebuie să dea amândoi cu cotul, adică să fie tot un semn reciproc, nu să dai. Reciproc, da. Da, asta este o situație din care, din punctul meu de vedere, ar trebui să învățăm foarte multe lucruri. Oare o să reușim să învățăm? Cred că ușor învățăm, așa cum de bunăvoie nu învață nimeni, e greu de spus. Dar situațiile grele ca aceasta ne învață. Și pentru că vorbeam de economie la Brașov, la momentul respectiv astăzi, să spun, avem semnale numai de la agențiile de turism că sunt afectate, pentru că sunt foarte multe sejururi anulate în următoarele perioade. Oameni care vreau să plece nu mai pleacă, oameni care trebuiau să vină nu mai vin. Și atunci turismul în Brașov, Brașovul era unul din portdrapelurile turismului românesc, vedem că are deja de suferit. Da, aici iarăși intervin la un capitol de business unde mă pricep poate mai bine decât alții, organizarea de evenimente, prezentarea de evenimente și aici lovitura este foarte dură și sunt convins că toate companiile în domeniu au pățit același lucru pe care l-am pățit și noi și anume majoritatea. Deci, zicem majoritatea vorbim de 99%, adică au mai rămas unele mărunte, efectiv, evenimente mărunte, majoritatea au fost amânate. Asta e un lucru bun până la urmă, asta e, au fost amânate, n-au fost anulate. Dar dincolo de toate, eu sunt convins că se va resimți un șoc. Deci criza aia despre care se vorbea, eu nu prea sunt adeptul teoriei conspirației, nu prea. Un pic, poate, un picuț așa. Dar criza aia de care se vorbea și pe care toată lumea de altfel o aștepta, am discutat și noi aici în emisiune despre ea, că vine, eu cred că a venit forțat,
Nu știu cum, dar s-a întâmplat. Da, era o criză economică, spun din punct de vedere al consumului și al producției, nu al unui factor, să spun, medical. Să nu fie, sau... să nu fie asta factorul de care era nevoie impus, da. Da, să se scape... Da, o, foarte multe lucruri, uite, de exemplu, chinezii, pentru că tot am povestit despre ei, o să vorbim și despre italieni, evident, chinezii și-au luat o parte de industrie înapoi. Au plecat asociați, pentru că acolo era obligatoriu să fie asociat cu chinezi în anumite business-uri. Asociații s-au retras și au vândut, probabil în pierdere, participațiunile și au rămas chinezii. A venit statul și a cumpărat. E un fel de naționalizare, dacă vreți, în China în momentul de față. Da, nu întotdeauna economia e prietenă cu umanitatea sau cu moralitatea. Așa și nici invers. Nici invers. Da, același lucru probabil că se mai întâmplă prin unele țări, nu vorbim de țările, să zicem, capitaliste, vorbim totuși de China, care e o țară comunistă, dar sunt convins că și economia Italiei va fi foarte, foarte puternic afectată. Și nu mă refer la partea de producție și o să mă refer doar la partea asta pe care ați pomenit-o și dumneavoastră, turism, servicii. Da. Italia era o țară cu un turism foarte dezvoltat, mai ales că vine și un sezon estival, deci cred că nu se va opri undeva în luna aprilie sau mai. Cred că și perioada de vară va fi afectată de rezervele privind efectuarea concediilor în Italia, cum probabil în toate țările vor fi foarte puține concedii care se mai efectuează astăzi în exteriorul țării, nu mai vorbim de exteriorul localității. De obicei lumea stă acasă, se îngrijește, se protejează cum poate mai bine. Și după ce se va termina coronavirusul, credem că vor fi o perioadă de cel puțin 3 luni de zile în care lumea va sta liniștit, deci nu va avea așa o mișcare, o migrație a oamenilor către destinații turistice dorite. Exotice sau mai puțin. Acum iarăși pe tipicul ăsta românesc, nu am văzut la alții, da? Ce am văzut la noi, gem rețelele de socializare de oferte în România. Am văzut una, ceva de genul, n-am reținut textul cu strictețe, dar zicea ceva, abia acum e momentul să descoperi România, că nu poți să mai pleci nicăieri. Sau e indicat să nu mai pleci nicăieri, e momentul să descoperi România. Era o reclamă la o pensiune, vă spun sincer, o pensiune extraordinară, frumoasă, o casă bătrânească de vreo 100 de ani undeva în România, cumpărată, amenajată într-un câmp de lavandă. Deci era o chestie absolut, absolut superbă. Deci mai sunt, ăsta o fi momentul să băgăm mai mulți bani în turism în România. Da, peste voucherele de vacanță a venit și această nenorocire pentru coronavoucherele astea. Da, pentru a putea descoperi, să zic, România. Recomandări din partea autorităților române pentru angajatori, mă rog, indiferent de forma de proprietate, vin de la autorități, recomandările astea sunt urmate, mă întorc la mediul de afaceri pe care, să zicem, îl cunoașteți foarte bine. Da, nu am primit nimic direct în sensul acesta, cu toții vedem comunicatele care se dau de la guvern sau de la Organizația Mondială a Sănătății, OMS-ul. Ne încadrăm în aceste indicații strict pe, spun, latura alimentară sau pe alte laturi unde ne temem cumva să nu fie purtătoare de virus. Nu au fost nimic în plus față de ceea ce știm cu toții. Deci nu au fost atenționări, să zic, precise pe anumite sectoare ale economiei naționale. Bun. A pregătit colega mea Ancuța aici 5 lucruri de care trebuie să țină cont cei care conduc companii. Și primul ar fi să începem cu finalul în minte. Adică să ne gândim la anul ăsta 2020, dar eventual să o luăm de la decembrie încoace. Decembrie 2020, să vedem cum putem să ne calăm afacerea. Credeți că e posibil? Va trebui să facem acest lucru pentru că se simte, adică fiecare și-a avut o țintă și a propus ceva pentru decembrie 2020. Cu siguranță în această perioadă ceea ce și-a propus nu va mai corespunde, dar să sperăm că nu numai angajatorii, ci și angajații vor contribui la remontarea acestei perioade care spunem că este mai grea pentru fiecare dintre noi, atât pentru angajatori, pentru companii, cât și pentru
pentru angajați. Probabil un efort în plus în perioada viitoare va fi binevenit pentru toată lumea, astfel încât ceea ce ne-am propus, vedeți că să vedem deficitul economic al țării crește. Aveam noi un deficit oricum lucrăm, dubios, să zicem. Nu era în această perioadă lucrăm la el să-l mai mărim, să zic, din păcate, dar încă nu știm unde se va opri această criză. Sperăm că se va opri cât de repede, iar România să nu fie afectată mai mult decât este astăzi. Cei care sunt suspicioși și optimiști spun că e în regulă și că se va opri, alții care sunt pesimiști, cred că vor mai fi... Da, am văzut, acum iarăși s-a discutat mult chiar la începutul acestei nebunii mondiale și colegii din presa națională susțineau la acel moment suscitare, domnule, media națională în România este decent, nu exagerăm cu nimic, încercăm să... A dispărut, din păcate, decența asta și cred că dincolo de relatarea unor fapte, pentru că de fapt business-ul mediei ăsta este să relateze. Noi ne dăm și foarte mult cu presupusul și cu părerea, pentru că avem gena asta românească de a te da cu presupusul că știi că nu știi, că te pricep, că nu te pricep, e bine să dai cu presupusul ca să-ți mai crească audiența. Da, mă rog, nu e un lucru neapărat plăcut, nu e un lucru care să ne înnobileze în vreun fel. Dincolo însă de acest lucru, am văzut inclusiv de la Organizația Mondială a Sănătății avertisment că este posibil ca acest coronavirus ăsta, COVID-19, să se transforme în pandemie, ceea ce iarăși nu este nici de dorit, nici de... Da, mă rog, e un avertisment. Organizația Mondială a Sănătății și-a făcut datoria și a avertizat. Atenție! La felul în care manageruiți situațiile, pentru că se poate ajunge... Noi în România încă stăm bine. Stăm, din punctul meu de vedere, foarte bine. Ce n-am luat noi în calcul și nu înțeleg, chiar nu înțeleg de ce. Adică eu cred că sunt mult mai prost eu ca persoană decât aia care iau niște decizii, așa cred. Și felul în care au fost gestionate lucrurile la frontierele României, în general la frontierele țărilor din Europa, lucrurile astea au fost gestionate prost și se vede. Pentru că altfel... Eu sunt convins că erau țări în care nu ar fi apărut niciun caz de COVID-19, coronavirus. Da, la nivelul dramatic, acum știm că România, în Italia, are foarte mulți cetățeni. Odată închisă Italia, sau chiar și înainte să fie închisă Italia, noi eram următorii expuși, să zic, pentru că foarte mulți din români vreau să vină acasă de Paște. Sau da comunicate că e bine să nu vină. Dar sunt convins că foarte mulți dintre ei au venit deja. Și aceștia, dacă nu vor fi supravegheți, dacă nu se vor identifica, dacă nu se vor izola, cu siguranță vom avea surprize neplăcute pe viitor. Aici intervin autoritățile locale, ceea ce spuneați, care trebuie să-i urmărească și, bineînțeles, responsabilitatea fiecăruia să se declare și să-și facă tratamentul de care este nevoie. Da, din păcate, iarăși ăsta este un capitol la care noi avem mari probleme, și anume asumarea responsabilității. Foarte rar, eu am auzit, vă spun foarte sincer, un român care zice că da, domnule, uite, asta e vina mea, eu îmi asum responsabilitatea și încerc să întreb lucrurile, ajutați-mă. Nu, nu e vina mea, avem chestia de aia cu ce nu are, n-a avut, ce-i stricat, așa a fost. Asta este o chestie de-a noastră tipică și deja există informații în toate mediile că sunt români care au venit din Italia și la vamă pentru că era o mașină cu număr de România și nu poți să controlezi spațiul Schengen. Au declarat că vin din Austria sau din Cehia sau din altă parte și de acolo e cuvântul meu împotriva cuvântului lui. Ce mai contează? Da, vameșul l-a lăsat să treacă. Am avut și cazuri de autocare care veneau din Italia și care au trecut, scuzați-mi expresia, ca în brânză prin punctul de trecere a frontierei și așa mai departe. Avem o problemă reală. Da. Nu cunosc conținutul formularului care trebuie completat la vamă, dar cred că este și o mare neîncredere în cei care vin și ar declara că ar dori să stea izolați vis-a-vis de aprovizionarea lor cu alimente. Unii n-au resurse financiare, ținau cine să le facă această aprovizionare.
poate că autoritățile ar trebui să spună mai explicit, domnule, dacă ești un astfel de caz, beneficiezi de sprijinul total al autorităților. Există acolo 300 de lei în fiecare zi, adică niște sume pentru cei care se autoizolează pentru că vin în astfel de zone. Acum, trebuie să încurajați, asta era ideea. Eu înțeleg că sistemul medical din România este net superior celui din Italia. Eu pot să înțeleg lucrul ăsta. Da? Glumesc, da? Și cei de acolo au plecat pentru că nu aveau încredere în spitale, în carantina italiană și așa mai departe. Tot carantina și spitalele din România sunt mai bune. Înțeleg și lucrul ăsta. Nu... Pare că, de fapt, tot se referă la teama de a... Chestia aia, când trăiești printre străini. Ce teamă, bă, poate pe mine nu mă tratează cum îl tratează un italian. Poate, poate sunt, forme, sunt lucruri pe care putem să le poate înțelegem. Poate n-avea forme legale și atunci iar se expune... Formele legale, da, corect, o altă situație. Dar cum am citit declarația unei românce din zona asta afectată, din zona roșie, din Italia, care spunea că peste noapte jumătate din bloc care era locuit de români s-a golit și au pus papornița în... dărafie în mașină și au plecat către țară. Deci acolo e o discuție, pentru că cu o zi înainte, cu două zile înainte, cu trei zile înainte, au intrat în contact cu persoane, cu siguranță, cu persoane afectate de coronavirus. Și atunci, aici cred că mai avem noi de lucrat un pic. Eu, repet, nu-i condamn pe oamenii ăștia că au plecat de acolo, ca așa cum nu-i condamn pe sirieni că fug din Siria. Nu-i condamn, sub nicio formă. Important e să-ți declari situația când ajungi în... Declară situația dacă ai plecat de acolo pentru că nu aveai încredere în sistemul de sănătate italian, poate ai încredere în ăsta românesc și atunci declară lucrurile și mergem mai departe. Ne întoarcem la partea asta de economică. Despre protejarea angajaților am discutat. Cash-ul este rege. Cash-ul este rege. Rămâne că trebuie să avem grijă de cash flow aici, clar. Vorbim de cash flow sau de, vorbim de plățile cu numerar? Pentru de că tot. Și de cash flow și de plățile. Suntem încurajați să plătim cu cardurile bancare. Nu mai suntem încurajați să plătim cu numerar, clar. Nu mai suntem încurajați să plătim cu numerar. Aici e un paradox. Lumea spune, doamne, nu se transmite prin produse, nu se transmite prin nimic, dar nu mai puneți mâna pe bani. Acum, igiena personală cred că e mai importantă, chiar dacă ai de făcut plăți în numerar. Cred că toată lumea poate să facă și numerar și... cu cardul este responsabilitatea, zic, mai mult a autorităților sau a celor care gestionează sumele acestea, supermarketuri sau chiar bănci, să participe la decontaminizarea. Da, da, decontaminarea. Decontaminarea, scuzați. Da. Și asta, iarăși, flow-ul ăsta, dar acum vorbim strict de cash, nu de cash flow-ul ăla pe care îl știm noi din, ca și termen economic, de fluxul traseul, de fluxul banilor nostru pe care îi pentru că nu întotdeauna plătim cu cardul, noi suntem iarăși și o nație care este îndrăgostită de cash, deci românul fără bani în buzunar, expresie celebră, miroase a prost. Asta e o expresie pe la noi, bă, dacă n-ai bani în buzunar, miroase a prost. Degeaba poți, da, am un card gold. Nu, degeaba poți să ai un card platinum, nu mai contează. Trebuie să ai cash acolo la tine. Iarăși poate fi o idee, dar extrapolând și trecând la partea de business, probabil că trebuie și aici cei care au producție, cei care achiziționează mărfuri, cei care livrează mărfuri, trebuie să aibă mare grijă în continuare. Cum, cât cumpără, să dozeze lucrurile astea, pentru că altfel, cu siguranță, de la cash ajungi la crash. Repede. Să ținem pasul cu schimbările. Un alt punct, trebuie să vedem ce se întâmplă, să fim atenți, să avem toate resursele. Ne uităm la burse, să ne uităm la absolut tot ce e în jurul nostru, economic vorbind. La bursă e mai complicat, dar ne uităm ce se întâmplă pe rafturi, ne uităm ce se întâmplă la vecin. Dar mai vedem când niște indicatori acolo, poate o vorbă ne șoptește ceva. Oricum, economisirea rămâne unul din prioritățile fiecăruia. Să sperăm că fiecare poate să economisească cât de mult în această perioadă. Salariile sunt bunișoare în Brașov, să spun, și atunci nu văd de ce nu am avea și această posibilitate de economisire, pentru că aprovizionarea asta excesivă, ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă în hipermarketuri, supermarket, toată lumea a cumpărat pentru acasă,
comercianții ne-au transmis, domnule, nu e cazul să intre lumea în panică pentru că noi avem producție pentru următoarele luni asigurată, deci nu poate mânca mai mult. Fluxul de aprovizionare este constant, omul nu poate mânca, chiar dacă și-o ia acasă, noi o să aducem în magazin, el o mănâncă în două săptămâni, în două săptămâni noi reflacem fluxul, în cel mai rău caz, din nou, fluxul de aprovizionare și magazinul va fi foarte bun. Deci rețelele de distribuție funcționează. Nu sunt motive de panică alimentară, să spun. Da, din păcate, vedeți, eu am tot discutat cu tot fel de oameni aspectul ăla cu făina, mălaiul și uleiul. Nu n-a cumpărat nimeni un porc, adică n-am auzit să zic că unul doar am cumpărat un porc. Sau am cumpărat 10 găini pe care le-am băgat în congelator. Dar am cumpărat un box, 2-3 de făină. Câtă pâine poți să faci? Câtă pâine poți să mănânci? Cu ce o mănânci? Că pâine goală ca la școală? Putem și asta, dar nu cred că ai făcut mare lucru. Dincolo de toate, eu sunt convins că fabricile de pâine au stocuri suficiente de făină și ce mai bagă ei în pâine ca să poată să livreze pâine către magazine. Iarăși, panica nu duce la nimic bun. Panica asta, să cumperi, să bai, să... Adică, este bine în anumite cazuri și să știți că am auzit și de cazuri de persoane care suferă de diabet, adică niște lucruri, să-ți faci niște provizii inteligent, ăsta nu e un lucru rău. Nu. Dar haosul și panica nu... Da, în general în Brașov nu s-au constatat bătăi în magazine. Ziceți, sau... Doamne ferește, că nu e... Oamenii sunt mai echilibrați aici. Avem o fire ardelenească care ne... Nu suntem prea lenți, nu? Nu. Adică, domnule, ăștia prin celelalte județe din România, aia care sunt mai iuți, așa, mai olteni, vin și ne, mai... Și ne suflă produsele din alimentară și ne... Nu, dar se duc la ei acolo și cumpără tot din hipermarketuri, până să mișcă ardeleanul, până să gândește, no, dacă e musai, și mergem să vedem dacă a mai rămas făină pe raft. Mulțumim frumos domnului Silviu Costea pentru participarea la emisiune, președintele Camerei de Comerț și Industrie de la Brașov. Concluzia este una singură, dincolo de coronavirus, de panici și așa mai departe, vom intra, că vrem, că nu vrem, într-o criză economică, din cauza acestor lucruri care ni se întâmplă. Ideea este să trăim înțelept și să ne asumăm fiecare perioadă în parte, să vedem cum ne organizăm, că e foarte important să putem trece peste toate perioadele triste din viața noastră. Știți ce sunt curios eu și cu asta chiar am încheiat? Cum va reacționa statul român? Dacă statul român va sări sau nu în sprijinul agenților economici. Asta e marea mea curiozitate și probabil că o să mai discutăm despre. Să sperăm. Să că sperăm da. Că se va întâmpla, că o va înțelege. Da. Mulțumim frumos, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Sunt Dan Ghiță, o seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.